Militarii detașamentului de pompieri Fălticeni au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă din satul Praxia, comuna Fântâna Mare. La sosirea echipajelor ardea acoperișul clădirii cu pericol de propagare la întreaga construcție și la anexele gospodărești. Acoperișul casei a ars pe o suprafață de aproximativ 80 metri pătrați și s-au degradat pereții portanți. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric neizolat corespunzător. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit și anexele gospodărești.